Ce alte pericole mai sunt în acest sezon pentru ochi? Nu știu, aerul condiționat poate? Aerul condiționat dacă reprezintă o problemă în automobil, pentru că gurile acelea de prin care ies pot fi îndreptate direct înspre ochi. Și atunci primul lucru pe care îl facem trebuie să le redirecționăm și să scădem puterea ventilatorului. Însă fără aer condiționat zilele astea chiar e greu de trăit. Și încă o problemă, apa de la bazin. E într-adevăr periculoasă pentru ochi sau ar iese la apa din bazine, din piscine, e puternic clorinată. Altfel nu s-ar putea menține la un nivel igienic. Sunt persoane cu ochi foarte sensibili și aceste persoane trebuie întotdeauna să poarte ochelari de not. Însă, dacă intră apă în ochi, nu e nicio dramă. După ce am ieșit din bazin, ne spălăm cu apă din abundență de la robinet și putem să folosim niște lacrimi artificiale câteva zile dacă ochiul s-a înroșit și avem o senzație de arsură.